Sfântul voievod Neagoe Basarab, ocrotitorul Nepsis, 26 septembrie. Viața și nevoințele. Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab a venit în lume în ultimul sfert al veacului al XV-lea, probabil în 1481 sau 1482, în împrejurări acoperite de taină, pe care istoricii nu le-au lămurit pe deplin. La urcarea sa pe tron, în 1512, el și-a revendicat descendența din domnul țării românești, Basarab cel Tânăr, poreclit Țepeluș, noiembrie 1477, septembrie 1481, a doua domnie în noiembrie 1481, aprilie 1482, când e ucis de boier la Glogova. Fiul lui Basarab al doilea, decembrie 1442, primăvară 1443, și nepotul lui, Dan al doilea, 1420-1431. Neagoe era deci strănepot în linie dreaptă al celui mai viteaz dintre domnii țării românești, după Mircea cel Mare, știut fiind că Dan al doilea, care era nepot de frate al biruitorului de la Rovine, a ținut pază la Dunăre împotriva cotropirii otomane. După moartea silnică a lui Basarab, copilul a rămas să crească în familia lui Pârvu, alături de doi frați, Preda, viitor ban al Craiovei, și Pârvu, și două surori, Vrădaia și Marga, copiii Neagăi cu Pârvu. Puternica și ambițioasă familie a boierilor craiovești, care avea în Oltenia o situație aproape domnească, dar care nu putea domni nefiind ostomnesc, și-a dat seama că într-o zi, tânărul fiu de domn, urcându-se pe tron, le va crea o situație privilegiată, că va putea domni astfel prin trânsul. Înzestrat cu însușiri excepționale și cu o mare sete de a învăța, la care se adaugă talentul de scriitor ce va face din trânsul primul nostru creator de geniu, tânărului Neagoe i-a fost dat să crească și să se formeze în împrejurări tot excepționale. Membru al celei mai bogate și mai puternice familii boierești din țara românească, el a putut beneficia de o pregătire deosebită, nu numai militară, ca a tuturor celor de rangul lui, dar și cărturărească. Barbu Banul și frații săi au zidit, în 1485, mănăstirea Bistrița din Oltenia, aducând aici, din sudul Dunării, moaștere Sfântului Grigorie de Capolitul, ceea ce face din nou Lăcaș un prestigios loc de pelerinaj. Bistrița a devenit imediat cel mai mare centru cultural al țării, mai ales în urma relațiilor directe cu Muntele Athos și cu centrele culturale rămase în Serbia, nedistruse de otomani. Bistrița Olteană era pentru țara românească, la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul celui de-al XVI-lea, ceea ce Neamțu și Putna erau în Moldova, biblioteca centrală și prima școală de cărturărie a țării. Unul din stareții mănăstirii, care conducea obștea de la Bistrița chiar pe timpul când Neagoe se ridică la vârsta primei tinereți, se numea Macarie și, cum imediat ce ajunge domn Neagoe, ridică mitropolit al țării Macarie, căruia în cuvântare amintită îi se va adresa la cuvintele de fiul duhovnicesc. Istoricii au bune temeiuri să creadă că Macarie mitropolitul din 1512 este una și aceeași persoană cu Macarie, starețul Bistriței, și că acesta a fost părintele duhovnicesc și primul învățător al voievodului. Nu ne putem închipui că acela care va dovedi o așa de largă cunoaștere a teologiei și a scrisului bisericesc să se fi format altundeva decât la Bistrița, lângă părinți îmbunătățiți și cărturarii de acolo. Mănăstirea era pe atunci și cea mai bună ascunzătoare pentru un fiu de domn, care trebuia ținut departe de primejdiile epocii până la momentul potrivit, când lumina urma să fie scoasă de sub obroc. Tânărul Neagoe nu era însă destinat de asecinului monahal. El a primit în același timp educația de atunci a fiilor de boieri, exercitându-se în mânuirea armelor și exultând pe-a săi în discuțiile despre treburile statului. I-a fost dat să apuce în viață, pe când el însuși se ridicase la vârsta înțelegerii de plină în lume
pe cel mai mare și mai slăvit domn al românilor, Ștefan Vodă al Moldovei, ale cărui fapte se ridicaseră în legendă, nu numai printre români, dar și în țările de prin prejur și chiar până în lumea apuseană. Neagoi avea 22-23 de ani în 1504, când titanul de la Suceava a fost așezat în mormântul de la Putna și neamul românesc întreg s-a cutremurat, văzând că a căzut stejarul ce străjuia spre toate zările. Din tot ce va scrie mai târziu Neagoe, se vede cât de adânc s-au întipărit în sufletul și în mintea sa personalitatea și faptele marelui Ștefan. Deși nu numește nicăieri, aceasta ni se desprinde ca modelul ideal de conducător al românilor, propus de Neagoe, fiul său. Toată copilăria, adolescența și tinerețea se le petrecuse în irădierea gloriei și puterii părintelui Moldovei. Dar în același timp, Neagoe crește într-o lume românească, ce era confruntată cu greutăți fără seamă și asupra căreia se întindea amenințătoarea umbră sfârmunii. Rulos domnesc n-a apucat vremea bătăliilor glorioase intrate în amintire, ci vremea când însuși marele Ștefan fusese obligat să vărsă sabia în teacă și să împace cu ideea că Imperiul Otoman este puternic pentru multă vreme prin aceste părți ale Europei și că de pe tronul de odinioară al binecredincioasilor Bazilei, nimeni nu mai este în stare să-l facă să se ridica. Dimpotrivă, lumea creștină îi caută prietenia, bunăvoință și uneori chiar alianța. În aceste împrejurări, tot ce mai puteau face românii era să-și asigure ceea ce în urma unui secol de lupte vitejești reușiseră să păstreze. Ființă politică și absolută independență în cele din lăuntru ale țării, plătite acum cu tributul, dar garantată, pentru nevoie absolută și de oștii încă puternice. Tot echilibrul politic al Europei se schimbase în câteva decenii și strănepotul cavalerului, Dan al II-lea, a trebuit să învețe de mic o artă politică nouă, aceea de a dăinui în împrejurări grele, când oricând avalanșa otomană se putea prăvăli, nestăvărită de nimeni. Norocul cel mare fusese că vitejii voievozi dinainte, al căror șir îl încheiase Ștefan al Moldovei, reușiseră să convingă Imperiul că este mai bine să cazi la înțelegere cu românii și să primești tribut de la ei decât să-i înfrunți pe câmpul de luptă și să-i obligi să-și apere țara până la moarte. Atunci erau de neînvins. Dar dacă îi lăsai între ale lor și le cerai doar o jertfă materială, profitai de munca lor harnică și de buna lor gospodărie. Iar oile și caii românești umpleau Stambulul și făceau fala grajdurilor sultanului. Așa se stabiliseră niște raporturi speciale care apăraseră țările române de cucerirea directă și de administrație otomană, garantând liberă exercitarea legii proprii și a credinței, dezvoltarea nestânjenită a culturii. Spre deosebire de ce se întâmplase în sudul Dunării, țările române rămăseseră astfel ca niște oaze ale libertății, către care se îndreptau ochii creștinilor robiți. De aici plecau ajutoare pentru ei, se trimiteau bani cu care se reparau mănăstirile din Sfântul Munte Athos și din alte părți, erau ajutați ierarhii și credincioșii din Balcan și din Orient să-și păstreze credința și nădejdea. Când sabia intrase în teacă, acesta era nou război al românilor cu păgânul, să-i ajute pe cei supuși să nu piară, să-i întărească pe temeliile credinței și nădejdii în Dumnezeu și să se întărească ei înșiși pe aceleași temelii. Marele Ștefan dăduse exemplul. Imediat ce fusese obligat să părăsească idealul cruciadii militare, el porni o nouă cruciadă, prin titoriile sale care vesteau prin monumentalitatea lor că aici, la nord de Dunăre, crucea strălucește fără teamă, iar legea creștină este legea locului. Era biruința cea mai adâncă a românilor, la capătul unui veac de lupte necurmate pentru libertate, cu cel mai mare imperiu al lumii de atunci. Cultura, zidirea de monumente, arta, deveniseră astfel mijlocul cel mai sigur de a afirma libertatea românească în lumea dominată de semilună. Iar strânsele legături cu creștinătatea balcanică și ajutorarea ei deveneau pe zi ce trece o mare politică pe termen lung. Ea țintea apărarea creștinătății de stingerea sufletească ce deschidea calea pieirii fizice. Boierii craiovești au fost printre cei din tâi care au înțeles vremile,
mănăstirea Zidzidei, sta în strânsă legătură cu această lume balcanică, iar un Hristov din 1501, pentru mănăstirea Sfântul Pavel, ne arată pe toți frații craiovești și pe tânărul nepot, ctitor Latos, după modelul domnilor. Nici o familie feudală, în afară de cea domnească, nu mai emisese act de denie pentru Sfântul Munte. Ei sunt cei din tâi și gestul măsoară ambițiile lor politice. Politica lui Ștefan cel Mare din ultima perioadă își găsește în țara românească un imitator abil în Vlad Călugărul, 1482-1495. Frate după tată, cu Vlad Țepeș și Radu cel Frumos. Parcă prea arăta cum se schimbaseră vremile, în locul cumplitului ostaș și în locul lui Radu cel Frumos, pus domn de Mahomed al II-lea și alungat de Ștefan cel Mare, pe tron s-a urcat acest fiul lui Vlad Dracul, care se trăsese afară din viitoarea vieții și a competițiilor politice, căutând în mănăstire pacea sufletească și înțelepciunea de dincolo de lume. Țara îl obligase să ia șeptru și să revină în lume, dar el a păstrat pe tron cumpăna minții și ochiul obișnuit să vadă departe și adânc în firea lucrurilor, al celor obișnuiți cu contemplarea zilnică a eternității. Vlad Călugărul a fost un domn vrednic și abil, care a știut să câștige și pe cei din țară și pe cei din afară, și care a pus în țara românească temeliile unei adevărate tradiții politice noi, corespunzătoare vremurilor, tradiția legăturilor strânse cu lumea creștină din Imperiu. La moartea lui, țara l-a ales domn pe fiul său, Radu cel Mare. În 1495, când acesta urca pe tron, Neagoe pășea pragul adolescenței spre vârsta rațiunii și începea să se formeze ca bărbat în toată puterea. În fața ochilor săi, avea să se afle acum un adevărat principe de renaștere, un domn care își purtase mulți ani pașii prin lumea pusiană și care știa că pe acolo artele și frumosul, fastul și strălucirea principiilor deveniseră metode de guvernământ. Înțelegea să fie și el un astfel de principe și va fi cel din tâi care, înălțând o ctitorie domnească ce urma să-i primească la sfârșitul zilelor, va concepe de la început ca pe capătopură de artă, menită cu cerii admirație și aduce faimă ctitorului. Ștefan își dobândea la Târgoviște, prin Radu cel Mare, un adevărat emul. Țara românească primea și ducea astfel mai departe mesajul Moldovei din ultimii ani de domnie ai Marelui Conducător. A numai înfrunta pe otoman cântând pe ajutorile creștinătății apusene, deoarece acest ajutor e iluzoriu. Adăinuind în cetatea credinței, prin afirmarea forței creatoare a neamului în capodopere de artă și în ctitorii ce deveneau coloana vertebrală a rezistenței naționale, simbolurile condiții politice românești în această parte de Europa. La sud de Dunăre nu mai era îngânduit a se ridica bisericii peste care se nu poată privi un turc călare. Ele trebuia îngropate în pământ până la înălțimea turcului încălecat. Creștinii trebuiau să intre în pământ ei înșiși, în fața stăpânului păgân. Tocmai de aceea, cu fiecare biserică ce-și înălța turlele întărite, românii sfidau această lege din Imperiu și dovedeau că legea la ei și-o fac singuri. Radu cel Mare a clădit la dealul cea mai măreață biserică din câte se înălțaseră până atunci în țara românească. Și înălțarea ei făcea aproape cât o bătălie câștigată pe câmpul de luptă. Era o bătălie, pe al câmp de luptă, deschis de români în coasta Imperiului pentru secole. În ctitoria de la dealul putem descifra deopotrivă suflul, mândria epocii lui Ștefan cel Mare și adierile renașterii. Radu cel Mare începea să așeze pe români în curentul de idei și aspirații ale veacului modern. Acesta este domnul în timpul căruia își începe ridicarea pe dreptele ierarhiei politice viitorul domn Neagoe Basarab. În 1501, când Craiovești emite amintitul act pentru mănăstirea Sfântul Pavel, Neagoe este trecut cu rangul de postelnic și va fi până în 1509 mare postelnic fără întrerupere. Funcția era de intim al domnului, era cel însărcinat cu paza și grija doi domnești și totodată de tălmaci și de protocol. Era cel ce primea și prezenta pe solii domnului, traducându-i spusele lor. Funcția presupunea cunoașterea de limbi străine și faptul că, tânăr fiind încă, Neagoe și-o asumă. Dovedește că îndeplinea condițiile. Așadar,
Încă din 1501, la 20 de ani sau chiar mai puțin, Neagoe apare rândul regătorilor curții și își începe educația politică în preajma lui Radul cel Mare, de la care avea de bună seamă ce învăța și ce asculta în ceasurile de răgaz, când domnul le va fi împărtășit celor din preajmă cunoștințele sale despre acea îndepărtată Europa ce o călcase cu piciorul la nișir. Dar realitățile românești nu erau cele ale Italiei. În fața uriașei presiune a Imperiului Islamic, zidurile de cetate trebuiau clădite acum nu din piatră de râu, ci din pietrele de granit ale credinței strămoșești. Imperiului teocratic otoman, care cotrupea și trecea prin foc și sabie în numele Războiului Sfânt, nu îi se putea opune antichitatea greco-romană și umanismul, ci tot tăria unei credințe. O biserică puternică și bine condusă era pe atunci altfel de armată. Ștefan cel Mare o știa de mult, de când își luase ocrutitorii ai oștilor pe sfinții Gheorghe și Dimitrie. Radu cel Mare a învățat repede lecția și în 1503 el aducea în țară, cu îngăduința sultanului, pe cel mai mare luptător pentru credință și rezistență creștină din când urcaseră pe tronul Patriarhiei Ecumenice după tragicul an 1453, Patriarhul Nifon al II-lea. La data aceea fusese detronat a doua oară și exilat la Adrianopole, tocmai fiindcă îi se simțise forța și abilitatea. Aurul românesc, adăuga desigur rugăminții, îi obținuse eliberarea și venit în țară, Nifon este pus de domn în fruntea bisericii muntene și cinstit ca un împreună conducător al țării. Patriarhul a adus aici marea lui experiență, dar și tradiția și amintirea Bizanțului, dorința bisericii ecumenice de a salva și continua această tradiție. Pentru întâia oară, un fost patriarh ecumenic devine prin împrejurările istorice conducătorul bisericii din țara românească. Opera întreprinsă de Nifon al II-lea în cei 2 ani cât a îndeplinit acest rol se încadrează desigur politicii lui Radu cel Mare, politică de consolidare a bisericii ca sprijin în lupta pentru dăinuirea politică. A existat o deplină concordanță între idealurile servite de patriarh și cele ale românilor, dar s-a produs acum un fapt nou, de o importanță hotărătoare pentru istoria politică și bisericească a întregului răsărit și orient apropiat. S-a petrecut, într-un fel, trecerea asupra românilor a marii tradiții imperiale bizantine, în care intra și obligația de ocrotitori ai bisericii ortodoxe. Prezența patriarhului ecumenic, fie el și în postură de patriarh în retragere, alături de domnul țării românești, face dintr-o dată ca la Târgoviște să se repete, chiar la o scară mult mai redusă, o situație amintind de Imperiul Creștin, când alături de Bazileu se afla patriarhul. Radul cel Mare devenea în felul acesta un nou Bazileu, iar țara românească se înfățișa ca un pământ ocrotit de Dumnezeu, spre care creștinătatea robită privea ca la oaza speranței. Nu încape îndoială că în cei 2 ani cât a stat la noi Patriarhul Nifon al II-lea a căutat să convingă pe domn și clasa conducătoare a țării de rolul lor excepțional în noua conjunctură politică, de misiunea lor de moștenitor a împăraților bizantini, misiune în care decurgea obligația de a deschide și mai larg brațele pungii în vederea ajutorării creștinătății balcanice. Ucenicul Patriarhului Nifon, Gavril Protulu, care va scrie panegiricul după anul 1520, ne spune limpede că înaltul ierarh nu s-a mulțumit să execute voința Domnului de a pune ordine în treburile bisericești și a numit din 2 episcopi, ci i-a învățat pe români teoria politică bizantină, grăiale din pravilă și de lege, de tocmirea bisericii și de dumnezeieștile slujbe, de domnie și de boierie, de mănăstiri și de biserici și de alte rânduri de ce trebuie. Prin Nifon, acel Bizanț după Bizanț, cum l-a numit Nicolae Iorga, își găsea la nord de Dunăre principalul punct de sprijin material și moral, iar în locul cavalerilor atleți cu sabia a lui Hristos apărea un nou tip de domn român și o nouă politică activă, moștenitorul tradițiilor imperiale creștine și sprijinitorul sistematic și prestigios al creștinătății robite. În felul acesta, în fața capitalei islamice a Imperiului Otoman, se creează la Târgoviște un fel de capitală nedeclarată a lumii creștine din Imperiu. Nifon al II-lea și Radu cel Mare au pus bazele acestei tradiții. Fostul patriarh ecumenic este cea din tâi mare personalitate a lumii creștine supuse Imperiului, care descoperă noua funcție a pământului românesc, de citadelă necucerită, a dreptei credinței și a civilizației creștine din Europa sudestică și Orientul apropiat.
Pe urmele lui Nifor vor păși, timp de secole, numeroși alți mari ierarhi, cărturari, oameni politici din lumea creștină supusă. Pentru toți, pământul românesc va părea așa cum pentru prima oară îi păruse lui Nifon, placa turnată a rezistenței creștine, rezistență ce se putea transforma, la un ceas hotărât de Dumnezeu, în ridicarea armată pentru așezarea crucii pe Sfânta Sofia. Eroul acelei ridicări avea să apară abia la sfârșitul secolului și va fi Mihai Viteazu, dar pregătirea lui începe acum. E greu de spus cât va fi înțeles și urmat radul cel mare din această învățătură, dar putem spune cu certitudine că niciun cuvânt din discursul ecumenicului nu a rămas neprimit de tânărul postelnic ce se află între auditori. Bizantul a dus ca într-o raclă vie în sufletul și gândul patriarhului, își găsise omul în stare să-l facă renaște. Umbrele bazileilor coborâsără către el, spre a redeveni vie în acest fiu de domn român, care își așteaptă în liniște ceasul. Dar nu numai moștenirea Bizanțului, ci și moștenirea celeilalte foste țări creștine, cufundată de plin în 1459 sub valurile cuceririi otomane, împărăția sârbească, trece tot acum pe pământul țării românești. Maxim Brâncovici, ultimul descendent al celor din urmă conducători creștini ai sârbilor, se refugiază la Trigoviște, aducând cu el două rude apropiate. Una, fiica fratelui său Ioan, Despina Miliță și Elena Brâncovici. Prin ele supraviețuiau țărițele Serbiei, ale căror vieți au fost scrise cândva de cărturarii strălucite împărății a lui Ștefan Dușan. Maxim Brâncovici nu putea fi decât binevenit lângă Nifon al II-lea și acesta îl convinge imediat pe voivod să-l ridice la scaunul episcopal. În felul acesta, Biserica Țării Românești dă adăpost și este împodobită cu două mari figuri ale creștinității balcanice, iar curtea de la Trigoviște a lui Radu cel Mare capătă o înfățișare nouă, de loc de refugiu și întâlnire a ceea ce mai rămăsese din nobilimea balcanică. Maxim Brâncovici va mijloci în 1507 pacea cu Bogdan al Moldovei, aducând pentru întâia oară în diplomație argumentul unității de neam. El va spune că nu se cade lupta între ei, frați de același neam. Tot Maxim pune la cale căsătoria lui Radu, nepotul de sor al Domnului, cu fata lui Dimitrie Iarșiș, unul din fruntașii de atunci ai sârbilor. Dar cea mai strălucită unire matrimonială între conducătorii românilor și ai sârbilor o realizează Maxim, când reușește să-și căsătorească nepoata, Despina Miliță, cu tânărul postelnic Neagoe. Prin această căsătorie, din care se vor naște trei băieți și două fete, Neagoe stabilea o legătură directă cu tradiția politică balcanică, fiind, după Ștefan cel Mare, soțul Evdochiei de Kiev și al Mariei de Mangop, al doilea domn român, ce și-a lângă sine o soție simbolizând un întreg trecut politic și o veche tradiție. Al treilea va fi Petru Rareș, viitorul soț al celelalte domnițe sârbești, de la curtea muntească, Elena Brâncovici. Din păcate, așa cum se întâmplase uneori și în Bizanț, nu peste multă vreme, între noul împărat și fostul patriarh ecumenic a izbucnit un conflict, interesele șefului țării lovindu-se de canoanele al căror apărător se socotea șeful spiritual. Domnul voia să-și dea sora după un boier moldovean, Bogdan, refugiat în țara românească. Boierul lăsase însă în Moldova o soție de care nu fusese despărțit canonic și atunci patriarhul s-a opus. A fost picătura ce a răsturnat paharul unor relații ce începuseră a nu mai fi bune între domn și patriarh. Acestuia i s-a pus în vedere să părăsească țara, ale cărei obiceiuri le-ar fi stricat. Izgonit, el a stat o vreme în casa craioveștilor, ceea ce arată că legăturile cu aceștia deveniseră strânse și mai ales că puternica familie își permitea asemenea gesturi de independență față de om. În tot acest răstimp, ne spune biograful său Gavril Protul, Nifon a fost îngrijit de tânărul Neagoe,
căruia îi trece testamentul său politic și spiritual. Iar fericitul Nifon îl întărea cu învățăturile sale, ca să crească și să se înalțe în toate faptele bune și să se ridice noroc bun și să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, cum mai apoi, cu rugăciunea sfinției sale, se umplură amândouă. Patriarhul Nifon a fost cel mai mare dascăl al lui Neagoe. A fost cel ce i-a transmis adânca lui cunoaștere teologică, patosul moral și gândirea politică a Bizanțiului, pe care o cunoștea desigur, fiindcă se ocupase vreme îndelungată cu copierea de cărți și nu-i vor fi scăpați sfaturile lui Agapet către împăratul Justinian sau învățăturile lui Vasile Macedonul sau scrisoarea patriarhului Fotie, care se citea și prin mănăstiri. Comparând cele ce, potrivit biografului său, Nifon le-ar fi predicat curții din Târgoviște cu ceea ce Neagoe va scrie mai târziu în învățăturile sale, asemănările sunt izbitoare și ne conving de adevărul spuselor lui Gavril Protul. Cei doi ani petrecuți de Nifon la Târgoviște și timpul de recluziune până la plecare, când Neagoe aducea bucate de hrană Sfântului și Eben trascuns cu îndemnarea lui Dumnezeu, fără nicio temere, au fost ca o înaltă școală de teologie și duhovnicie, cea mai înaltă pe care un domn român din vechime a primit-o vreodată, dascălul lui fiind un patriarh ecumenic și un sfânt. Prin Nifon va fi aflat Neagoe și de obiceiurile împăraților bizantini de a scrie cărți de învățătură pentru fiii lor. Legătura dintre ucenic și dascăl a fost așa de puternică, încât odată ajuns domn, Neagoe va obține de la Patriarhie Ecumenică și celelalte patriarhii canonizarea lui Nifon aproape imediat după moarte, caz foarte rar în biserică. Ne putem închipui cu ce sete, sorbind fiecare cuvânt, va fi ascultat tânărul fiu de domn învățăturile unuia dintre cei mai mari ierarhi ai vremii și în același timp un om politic de înaltă clasă. Nifon părăsește țara românească în 1505, fiind înlocuit în funcție de conducător suprem al bisericii de Maxim Brancovici, care primește oficial titlul de mitropolit al țării românești. Moare în 11 august 1508. Nu după multă vreme de la plecarea sa, Radul cel Mare este doborât de cumplita boală adusă din Occident, care îl desfigurase și l-a dusese într-o stare de chinuri groaznice. În 1508 moare și el, câteva luni înainte lui Nifon, în aprilie. În același an apare cea din tâi tipăritură din cărțile române, Liturgherul lui Macarie. Acest domn de renaștere românească are deci norocul să-și înscrie numele și pe cel din tâi semn că rămânii și-au însușit, printre cei din tâi în lume ortodoxă, invenția ce avea să revoluționeze lumea și să traseze cel mai bine hotarul epocii moderne, tiparul. Se crede că tipografia a funcționat la dealul, dar sunt tot mai multe temeiuri să credem că ea a fost instalată la Bistrița și că nu domnul, ci craioveștii avuseră ideea de a înființa. Dovadă că apăr cărți și după moartea lui Radu cel Mare și că s-au găsit în ctitoria craioveștilor mai multe exemplare, semn că acolo era depozitul. Moartea lui Radu cel Mare, în aprilie 1508, deschide drum unor încercări grele pentru țară și îl pune pe tânărul Neagoe în situația de a face o experiență hotărătoare pentru tot ceea ce va gândi și va scrie mai târziu în calitatea sa de cel din tâi gânditor politic al românilor. Până atunci, el crescuse cu ochii pe domni cumpătați, înțelepți, cu largi orizonturi și se bucurase de slavă, fără de seamăn, a marelui vecin din Moldova. Avea să cunoască în curând cum arată lupul în piele de oaie, cum îl va numi pe Mihnea, supranumit de istorie cel rău, Gavril Protul, acest fiu al acelui domn care, din păcate, adăugase la vitejia sa o cruzime bolnavă și o lipsă de frâu în puterea asupra oamenilor ce-l făcuseră celebru sub numele infamant de Drăculea. S-a înfățișat ca unii eroi ai basmelor populare, care se dau drept altul decât cel ce este. Protul ne spune că la început i-a câștigat pe toți cu făgăduieli și cu o față atrăgătoare.
a reușit să-i păcălească și pe craiovești, pe care i-a păstrat în sfatul său domnesc aproape un an. Dar imediat ce s-a simțit cu mâna pe frânele puterii, și-a dezbrăcat lupul pielea oii, zice cronicarul, și-a început să dezlănțuie o adevărată teroare. Marele nostru scriitor, Alexandru Odobescu, a evocat în novela sa romantică, Mihnea cel Rău, cruzimea și nebunia acestui fiu, care moștenise de la tatăl numai firea întunecată și gustul uciderii. Dușmânia lui înverșunată pe toți cei care puteau sta în cale și puteau frâna dezlănțuirea de cruzime și fără de lege, s-a lovit, cum era firesc, de craiovești. Aceștia, simțind încotro se îndreaptă urgia, au fugit peste Dunăre, la o rudă a soției lui Barbu Banul, șeful familiei. Era sârb de neam, dar se turcise cu numele de Mehmed Beg și ajunsese atotputernicul pașa al Nicopolei. Unul din frații craiovești, Radu, n-a mai apucat să fugă și a fost ucis de ostașii trimiși în Oltenia de domn. Aceștia au dărâmat casele fraților craiovești și au bătut chiar mănăstirea Bistrița cu tunurile, dărâmând-o până în temelii, după cum spune cronica. La fel, Biserica Sfinții Apostoli, zidită de neagoi. Împreună cu ai săi, Neagoie pornește mai departe de la Nicopole la Constantinopol, unde Mehmed Beg avea rude și prieteni influenți și el însuși se bucura de mare trecere. Prin aceștia, cei trei frați rămași, Barbu Banul, Pârvu și Danciu, ajung la sultan și obțin acordul de a înlătura pe Mihnea cel Rău și a-l înlocui cu fiul cel mai mic al lui Radu cel Mare, Vlad sau Vlăduț, care nu avea decât 17 ani. Întoși la Nicopole, primesc în ajutor trupele lui Mehmed. Un detașament de avangardă este pus chiar sub comanda lui Neagoe, ceea ce dovedește că avea reputația unui bun militar. Nu a dezmințit-o. Printr-un atac prin surprindere, el a bătut lângă mănăstirea Cotmeana trupele trimise contra lui și conduse de fiul domnului Mircea. Victoria a fost așa de categorică, încât domnul n-a mai așteptat să apară și restul oștirii, ce a fugit spre munți, la Sibiu, sperând că va reuși să se întoarcă cu sprijin din Ardeal. Răzbunarea craioveștilor l-a urmărit și acolo, unde și-a găsit moartea. La urcarea pe tronul lui Vlăduț, ne spune cronica țării, care urmează povestirea lui Gavril, protul, s-a încheiat un pact între noul domn și craioveștii, să se respecte reciproc. Din păcate, nici cu acest domn lucrurile nu au mers multă vreme, deoarece nu domnea el, ci cumnatul său, acel Bogdan din Moldova, din cauza căruia fusese alungat patriarhul Neofim. Situația țării era grea și împrejurările din lume erau tulburi, iar pe tron stătea un copil nevrednic. Era firesc să vedem, în aceste condiții, pe Neagoe a ajuns la deplină maturitate și conștient de primejdiile ce amenință țara, că să cutește venit timpul să-și dezvolue pretenția la tron, caos domnesc ce era. S-a arătat de istorici că inelul cu care pecetulea semnătura ca membru a sfatului domnesc avea un blazon cu pretenție care amenința stemă țării, așa încât, în ciuda a ceea ce ne spune Gavril Protul, convingerea la care ajungese Bogdan, și anume că fiul lui Pârvu Craiovescu umbla să ia tronul lui Vlăduț, nu era simplă închipuire. Ca urmare a investigațiilor lui Bogdan, tânărul domn dă ordin ca lui Neagoe să-i se taie nasul. După obiceiul vremii, spre a nu mai putea aspira la domnie. Dar nu a putut fi prins și atunci sunt convocați craioveștii care, spre a-l scăpa, jură în fața domnului credință. Că jurământul era fals și dictat de împrejurări, o dovedește faptul că imediat după ce au trecut iarăși Dunărea, au revenit cu oașile lui Mehmed Beg și sub motiv că Vlăduț nu și-a ținut cuvântul dat, i-au tăiat capul sub un păr, cum spune cronica. În locul celui ucis, țara întreagă alege domn pe Neagoe. O știe masa de la cronicarul favorabil lui. Neagoe nu era un om bun, din incapacitatea de a face rău și nici un neotărât. La un moment dat,
când negustorii munteni au fost înlăturați de sași la Brașov și unii au fost chiar omorâți. Unul le trimite conducătorilor brașovei teribilă amenințare că de se va mai repeta aceasta, va veni cu oștile țării și va face țară bârsei, de nu se va mai cunoaște nici locul. Amenințarea a fost de ajuns. Semn că se știa că era în sară să o pună în aplicare. Iar rațiile bune s-au saturnicit din nou. Conflictul dintre structurile morale și crutele metode politice ale vremii răzbate în gândurile pe care Neagoe le așternea pe hârtie spre sfârșitul vieții. Modul cum a reușit să-și pună în practică principiile înainte de a le forma în scris se vede în întreaga sa domnie, pe care HD-ul a caracterizat-o în felul lui genial. Acest Marc Aureliu al țării românești, principe artist și filozof, care ne face a privi cu uimire ca o epocă excepțională de pace și de cultură în mijlocul unei întunecoase furtune de mai mult secol, scurt interval între anii 1512-1521. Într-adevăr, niciun domn român până la Neagoe și numai doi alți după el, ce nume Mihai Viteazu și Alexandru Ion Goza, nu a mai reușit să facă atât de mult în atât de scurt vreme. Marelui Ștefan i-au trebuit 47 de ani ca să fie ceea ce a rămas în amintirea neamului său. Și dacă ar fi murit după 9 ani de domnie ca Neagoe, a mai puțin de 40 de ani, n-am mai fi avut de la el nici Putna, nici Victoria de la Văslui și nici măcar pe acea de la Baia, întâia lui mare biluință. Neagoe Băsărab, care se urcă pe tron la 30 de ani, a adus în viața noastră politică și culturală o putere cum nu se mai văzuse până atunci, de a modela timpul său și mai ales de a pune pe acest timp nu pe cetea întunecată a arbitrului și vărsării de sânge, ci pe aceea a înțelepciunii și deschiderii către viitor ce îl va așeza în conștiința urmașilor ca începător de tradiție. Tânăr încă, atunci când devenise stăpânul absolut al unei țări, el și-a mintit de tânărul Solomon, a cărui viață o va da pildă fiului său, tocmai fiindcă nu a cerut nimic altceva decât înțelepciune. Dumnezeu i-a dat-o și lui. A fi puternic prin Dumnezeu și în Dumnezeu fusese marea lecție a lui Ștefan Vodă, care înfruntase dușmanii de zeci de ori mai tari, simțindu-și alături de el oștile nevăzute ale binelui și pe sfinții Dimitrie și Procopie. Neagoe nu mai putea cere o astfel de putere, ci numai puterea gândului de a face față celor mai grele împrejurări. Dumnezeu i-a dat-o. În ajunul catastrofei unei mari puteri a vremii, Ungaria, ștearsă de pe harta Europei, doar la câțiva ani după moartea lui Neagoe, voievodul român și-a ridicat țara la un prestigiu și o strălucire ce nu reușise să îi le mai dea decât eroul de la rovine. Domnia lui este într-adevăr o minune făcută cu el și cu neamul său și uimirea lui HD-ul este îndreptățită. Cât de sus a ridicat Neagoe prestigiul țării românești se vede din faptul că solul său, trimis la Roma, la Papa Leon al X-lea, este înnobilat de dogele Veneției, într-un cadru solemn, actul cuprinzând cuvinte măgulitoare la adresa celui ce l-a trimis. Papa Leon îi răspunde la o propunere de alianță în cadrul unei proiectate cruciade. Dar mai ales în lumea ortodoxă, prestigiul său este al unui nou bazileu și manuil din Corint. Marele retor al Patriarhiei Ecumenice îl numește în scrisoarea din 1519 prea înălțatul și prea strălucitul și prea slăvitul domn Ioan Neagoe, mare voivod și împărat și autocrat a toată Iugrovlahia. În 1517 cere și obține de la Patriarhia Ecumenică canonizarea fostului său învățător, Patriarhul Nifon. Peracla în care au fost așezate moaștele și care se păstrează la Dioniziu, domnul român este reprezentat închinându-se sfântului, iar versurile de slăvire sunt alcătuite de Maxim Trivalios, celebru mai târziu în Rusia ca Maxim Grecul. Toată lumea ortodoxă din Imperiu ajunsese a privi la el ca la un nou ei împărat. Și când în 1517 a avut loc sfințirea Măreței Catedrale de la Argeș, festivitățile au atins proporții fără precedent.
Gavril Protul, martor ocular, le descrie în felul următor. Că porunci neagoe vode și pohti să vină, toți am arhimandriții din muntele cel sfânt al Antoniu, de împreună cu egumenii de la toate mănăstirile. Și scrise și carte, iar Gavril Protru, dacă văzu cartea și scrisoarea Domnului, acuși chema pe toți egumenii de la toate mănăstirile cele mari, de la Lavra, de la Vatopet, de la Iver, de la Hilandar, de la Xeropotam, de la Caracal, de la Bistița lui Olimpie, de la Hariontul Codlomuz, care este Lavra românească, de la Biserica lui Filotei, de la Xinov, de la Zugrav, de la Simensk, de la Dohiar, de la Lavra rusească, de la Pantocrator, de la Constantmonit, de la Svetăi Pavel și de la Onisat, de la Biserica lui Svetăi Grigorie și de la Simopetra. Acești egumeni toți veniră la neagoi în țara românească, dinpreună cu Gavril Protul, care le fuzise mai sus. Deci chemă Domnul și Pietolipt țării Grădeanul, care este patriarh la toată lumea și cu dânsul patru mitropoliți de la Sereș, de la Sardia, de la Midia și de la Milichin. Și veniră și ei și primi cu mare cinste. Și chemă și pe egumenii din țară și pe toți și pe tot clirosul și meseră dinpreună cu Neagoe și cu Macarie, mitropolitul țării, la mănăstirea cea nouă și minunată de la Argeș. Urmează descrierea slujbei la care participă în alții ierarhi în frunte cu patriarhul ecumenic. Și făcură vecerne și colivă în lauda o dormire plăcurată născătoare lui Dumnezeu și le-a dat de luară toți oamenii din colivă după obicei. Apoi făcu cină ca să se odihnească oamenii lăudând pe Dumnezeu. Iar după cină, tocară și făcură pe veghere toată noaptea patriarhul și domnul dinpreună cu mitropoliții, care fură ziși mai sus, cu protul și cu toți egumenii, sfetăgorii și ai țării. Și se ruga lui Dumnezeu cu rugăciuni și cu cântări, iar alții oameni ziceau: Doamne, miluiește! Și sfârșiră privegherea când se vărsa zorile. Deși deja trecu un ceas de zi, în luna lui August, în 15 zile. Traseră clopotele ca să meargă patriarhul cu mitropoliții și cu tot clerul dinpreună să tornosească biserica. Iar prestolul în oltariu, tocmil și îl așeză însuși neagoi vodă cu mâinile sale spre sfințiri. Și așeza și făcătoarele de minuni icoane lui Pantocreator și a precistii în biserica la locul lor, împodobite tot cu aur și cu pietre scumpe, tot așa puse și alte sfinte icoane în biserică, câte în căpură și în tinda pentru stâlpi. Și cele din tindă era câte cu două fețe și pe deasupra cu boite zăpate, cu meșteșuri și poleite. Și era acele icoane toate ferecate cu argint curat și poleite cu aur, între care icoana era și chipul sfântului Nifon, ferecat tot cu aur și cu pietre scumpe, înfrumusețat atât de minunat, cât nu putea mintea omului să închipuiască și să spună. Deși deja târnosiră biserica și așezară toate lucrurile și le sfințiră, odihniră puțin și iar merse la biserică domnul Neagoe Vodă și doamna lui Desfina și Coconi, care-i dăruise Dumnezeu și cu toți puierii, fiind patriarhul cu mitropoliții și cu toți egumenii și clerul în biserică. Iar, sfârșită dumnezească liturghie, făcu domnul o spăț mare și veselie tuturor oamenilor și dărui pre toți, pre cei mari și pe cei mici, pre săraci și pre văduve, pre mișei și pe cei neputernici și tuturor câți li se cădea mila le dede. Iar slujba care se făcuse fericitului Nifon se blagoslovi de Teolipt patriarhul și de tot soborul să se facă și să se așeze pretutindene. Și tocmirea de făcură și slujba sfinției sale cu vecernie, cu utrenie și cu liturghie. Și puseră pe Chir Iosif să fie arhimandrit într-acea mănăstire nouă și îl blagosloviră să facă liturghie cu bederniță. Tot așa, toți câți vor fi după dânsul, tot să poarte bederniță. Și blagoslovenie să dea de Chir Teolip patriarhul și tot soborul, cum și mai înainte se didese și se făcuse în Tismana cu blagoslovenia lui Filotei patriarhul. Și tucumiră să fie aceste mănăstiri amândouă cinstite într-un chip și arhimandriții și scaune mai mari decât toate mănăstirile țării muntenești
și se făcu lucrul acesta cu mare legăture și cu groasnic blestem. Iată și descrierea mărețului monument de la Argeș, făcută de Gavril Protul. Și sparse mitropolia din Argeș, din temelia ei și sidii în locul ei altă sfântă biserică, tot de piatră cioplită și netezită și săpată cu floriu. Și au prins toate pietrile, pe dinăuntru, din dos, una cu alta, cu scoabe de her, cu mare meșteșug și au vărsat plumb, de la un întărit. Și au făcut, prin mijlocul tinții bisericii, 12 stâlpi înalți, tot de piatră cioplită. Și învârtiți foarte frumoși și minunați, care închipuiesc cei 12 apostoli. Și sfântul altar, deasupra prestolului, încă făcu un lucru minunat cu turnișoare vărsate. Iar fereștrile bisericii și ale altarului, cele de deasupra și din tindă, tot scopite și răzbătute din piatră cu mare meșteșug le făcu. Și la mijloc, ocoli cu un brâu de piatră împletit în trei vițe și cioplit cu flori și polit. Biserica cu altarul, cu tindă, închipuind sfânta și nedespărțită treime. Iar presupt, strașina, cea mai de jos, împrejurul a toată biserica, făcu ca o strașină tot de marmură albă, cioplită cu flori și foarte scobită și sculptate frumos. Iar acoperământul tot cu plumb amestecat cu cositor și crușile, preturile, tot cioplite cu flori și unele făcute sucite. Și împrejurul boitelor făcute tot steme de piatră cioplită cu meșteșug și polite cu aur. Și făcu un certăcel dinainte bisericii, pre patru stâlpi de marmură pestriță, foarte minunat, boltit și zugrăvit și învălit și cu acela cu plumb. Și făcu scara bisericii, tot de piatră cioplită, cu flori și cu 12 trepte, semânând 12 seminții ale lui Israel. Și pardosi toată biserica, tinda și altarul, împreună și acel certăcel, cu marmură albă, și o împodobi pe dinăuntru și pe din afară foarte frumos și toate sculpturile. Pietrilor din afară le vopsi cu lazur albastru și florile le polei cu aur. Și așa vom putea spune că adevărat că nu este așa mare și sobornică ca Sionul care îl făcu Solomon, nici ca Sfânta Sofia care o au făcut Marele Împărat Justinian, iar cu frumusețea este mai deasupra celora. Negoia le dădea tuturor creștinilor din Imperiu dovada că există un pământ al lui Dumnezeu, unde legea sultanului nu are ce căuta, unde nu strigă muezinul și nu judecă hogea. Un pământ pe care poate înflori nădejdea că țapul, un corn, al profetului Daniel, va învinge balaurul verde al islamului cotropitor. Simbolul acesta era săpat în piatră, chiar pe clopotniță. Țapul cu un corn, străpungând balaurul. Și toți cei ce pășau pe sub ea știau ce mesaj citească. Negoe a intimiat definitiv în conștiința întregii lumi creștine din Imperiu ideea că românii continuă tradiția împărților creștine robite de turci și că aici este refugiul și centrul rezistenței tuturor. Opera lui Gavril, Protosul muntelui Athos, ne dovedește că cei ce și-au asumat o vreme greaua sarcină au fost românii. Nimeni nu a mai reușit ca Nagoe să reprezinte cu atâta strălucire ideea noului bazileu de la Târgoviște. Imitatorii lui vor fi, peste mai bine de un veac, Matei Basarab și Vasile Lupu, iar mai presus de toți, Constantin Brâncoveanu. Favorizat de războaiele din Asia Mică, ce blocau Imperiul și amânau ofensiva spre Viena, Negoe a avut instinctul acelui porumbel din basmele noastre care știe să prindă clipa când munții nu se bat în capete. El nu a lăsat să-i scape clipa și în loc să-și dea frâu liber pornilor omenești de slavă deșartă, s-a nevoit să dea țării sale cea mai trainică nemurire a culturii și artei. La ea a ajuns să se încele din urmă marește Ștefan al Moldovei. Secretul înfăptuirilor fără seamăn la voievodul Negoe stă însă în echilibru moral al personalității. Poate că văzând cu ochii săi urmările vieții lui Radu cel Mare va fi căpătat groaza bolii, dar e mai sigur că însăși vocația sa a fost aceea unui om stăpân de simțurile sale, în care mintea este împărat trupului, așa cum va scrie chiar el.
într-un șir de domn pentru care puterea însemna din păcate și frâul liber pornirilor trupești. Este neîndoielnic faptul că Neagoe Basarab a avut o viață de familie fără pată. Reputația lui morală a fost atât de îndrâncinată la contemporanii săi, încât nimeni nu a avut îndrăzneala să dea drept fiu al său spre a revendica tronul. Viața l-a încercat din greu și a primit totul creștinește, fără cârtire. Mama i-a murit atunci când era priblag la Constantinopol. Din 3 băieți și 2 fete a îngropat 2 fii, unul mic, altul în care își pusese nădejde de părinte. Ultimul rămas era nevrâznic atunci când boala necruțătoare de care va muri l-a avertizat că nu mai are răgaz să-l vadă în vârstă. Supremul examen al omului, Marta, avea să-l dea la aceeași vârstă la care va muri celălalt geniu ce a meritat din plin calificativul de expresie integrală a sufletului românesc, Mihai Eminescu. Moartea lui Negoe, la 39 de ani, în septembrie 1521, ar putea părea o amară nedreptate față de acest creștin ce își pusese nădejdea în Dumnezeu. Numai noi, privind în perspectiva timpului, înțelegem că Dumnezeu l-a luat înainte de a vedea cum apele se revarsă din nou și cum odată prăbușită poarta Europei, Belgradul, sub loviturile celui mai mare dintre sultani, Suleiman Magnificul. Lumea se umple iarăși de spaimă. A murit în timpul teribilei campanii, cu grijă în suflet pentru țara și viitorul neamului său, dar scutit de umilința și înfrângerea în care se va prăbuși regatul vecin. De grijă ce-l stăpânea știm de la om care avea să-și câștige dreptul de nemurire. Dar peste veacuri, spunând într-o scurtă scrisoare, toată nepasta ce amenință iar lumea și făcând-o nu în altă limbă slavonească, ci pe limba românească. Omul se chema Neacșu, Câmpulung Mușcel, foarte aproape de capitala Târgoviște, unde se stinge Basaraba Vodă. Boala fără leac și amenințarea morții au făcut din voievodul de Argeș, cel mai mare scriitor al românilor în epoca veche și întâiul teolog și scriitor duhovnicesc de geniu ridicat din mijlocul ortodoxiei românești. La fel ca păstorul din Miorița, care în fața morții, în loc să se chinuiască și să-și acopere ochii căutând să ocolească implacabila lege a vieții, se ridică la grandioasă viziune a nunții cosmice și înfruntă neantul printr-o creație de geni. Neagoe Basarab a răspuns provocării bolii și certitudinii sfârșitului apropiat, încordându-și toate puterile în elaborarea unui grandios testament. Nu în versuri, ca păstorului mioritic, ci în câteva sute de pagini ce reprezintă întâia capodoperă de valoare universală a culturii române. Ca și Miorița, ea a ieșit din aceeași atitudine în fața morții, de a potența viața prin reflectarea ei în oglinda cea fără lumină și de a îndrepta spre pragul final cu gândul așezării în toate arânduielilor de vreun. Tăria unui neam și măsura sufletească a unei nații o dă numai cercetarea raportului ei cu moartea. Și puține neamuri, sau poate chiar niciunul, nu mai ridica confruntarea omului cu moartea la înălțimile amețitoare ale Mioriței și la rodnica experienței lui Neagoe Basarab. Neagoe Basarab și-a scris învățăturile sale cu gândul limpede de a le lăsa fiului nevârstnic în locul lui, care avea să plece curând, dar și cu gândul de a-și împărtăși tuturor urmașilor săi, de a nu lăsa să risipească comoara adunată într-o viață scurtă, dar atât de bogată în agoniseli spirituale și în înfăptuiri. Ar fi fost de ajuns catedrala de la Argeș și tradiția politică ce o lăsa, ca să-și asigure dăinuirea în amintirea generațiilor. Dar geniul său i-a pus în mână pana pe care ucenicul călugărilor din Bistrița Olteană și al marelui Nifon Patriarhul a dovedit că o poate mânui la egalitate cu cei mai mari, din câți au scris la vremea sa și înainte de dânsul. Dacă domnia de numai 9 ani, dar atât de bogată în roade a lui Neagoe Basarab, poate fi socotită o adevărată minune înfăptuită de un om politic dăruit cu puterea harului, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie au părut la rândul lor o minune și mai greu de primit. Unora li s-a părut că atâta evlavie și atâta cunoașterea scripturii și părinților bisericii din partea unui conducător de oameni este cu neputință, ca și cum cartea de căpătâi a tuturor oamenilor vremii aceleia n-ar fi fost sfântă scriptură. Că românii au reușit să dea un scriitor creștin încoronat în stare să se înalțe în neamul lor până la culmi neatinse nici de împărații Bizanțului, care și ei au scris sfaturi către fiilor, și nici de stăpânitorii altor popoare europene. Iată, și aceasta este un har de la Dumnezeu către dânsii. Fiindcă nimeni, într-adevăr, după regii biblice ai poporului ales,
n-a mai cuprins atâta omenească orgă de sentimente. De la rugăciunea sublimă și smerită, la strigătul de luptă și victoria asupra vrăjmașului. Deschide oricine cărțile și scrisorile Bizanțului, de la Agapet la Manuel al doilea paleologul, și va vedea că de sus stă, în arta rostirii unei naturi umane de pline, domnul român de la Târgoviște. Citească oricare memoriile și sfaturile oricărui rege al altor popoare și se va mira cum acest domn de la Dunărea de jos a putut gândi și simți pe vremea sa cu atât mai mult, mai presus de toți. Neagoe Basarab a săvârșit și minunea de a așeza literatura română în rândul marilor literaturi ale lumii, creatoare de capodoperă. Cartea lui, încă necunoscută cum se cuvine dincolo de hotare, este una dintre cele mai cutremurătoare mărturii omenești despre om, iar în lumea noastră dobândește o actualitate tot mai vădită. Născut într-o lume de obiceiuri crude, o lume care vărsa fără milă și reținere sângele omului, Neagoe Basarab se ridică cu o forță neegalată de nimeni, spre a apăra dogma creștine a unicității ființei umane, răscumpărate prin jertfa Mântuitorului de sub o sândă, și pe care nimeni nu are dreptul să o răpună fără dreptate și judecată. În lumea noastră, nimic nu se repetă cu mai multă și dureroasă insistență decât această propoziție a demnității și unicității omului, cu care se deschid învățăturile. Dar nimeni, până atunci, în nicio scriere politică, nu s-a oprit atât de mult ca să condamne crima împotriva omului, ca să arate cât de mare menire i-a fost dată omului de la Dumnezeu. Când se vor aduna într-o zi, la un loc, toate cărțile scrise de regi sau pentru regi, domnul român le se va dovedi tuturor superior prin această forță a omeniei sale. Dar ele sunt, totodată, adânc înrădăcinate în sufletul neamului nostru. Ele sunt supreme expresii a omeniei lui creștină, a credinței lui îndreptate, în puterea binelui, în biruința legică și finala binelui pe lume. Nimeni n-a mai întrupat în cultura română cu forța lui Neagoe această trăsătură fundamentală a sufletului românesc, credința puterea binelui în triumful lui final, fiindcă nimeni nu a legat-o mai strâns de credința și iubirea pentru cel de sus. Neagoe Basarab, binecredințiosul domn român, a dat cea mai înaltă cugetare creștină în problemele stăpânirii și conducerii oamenilor. Nici învățatul episcop Boșuet, autorul peste două secole al cărții intitulate Politica scoasă din însăși cuvintele Scripturii Sfinte, nu au reușit să facă din Duhul creștin și puterea lumească o alcătuire atât de firească. Prin Neagoe Basarab, românii au dat lumii un model de cugetare politică umană și creștină neatinsă și nedepășită de nimeni. Cartea domnului român, cu cât se va studia mai adânc, în comparație cu toate cărțile de acest soi, se va ajunge la această încheiere. Dar nu numai un gânditor politic creștin și român era Neagoe, nu numai un scriitor politic a cărui arta scrisului a atins culmile întâlnite, ci și un uriaș cugetător religios al neamului nostru. Multă vreme, învățații laici s-a înfruntat cu argumentul că atâtea pagini închinate lui Dumnezeu nu pot să fie decât ale unui călugăr, făcându-se nu vedea că atâtea pagini despre stăpânire, diplomație și războaie nu au cum să fie ale unui călugăr, dacă acel călugăr nu ar fi fost și oștean și șef de stat. Ceea ce niciunul dintre ei n-a băgat însă de seamă este nu numărul de pagini în care se vorbește despre cele dumnezeiești, ci geniul cu care acest lucru se face. Extraordinara capacitate de cuprindere, într-o sinteză a dogmaticii moralei și spiritualității creștine. A trebuit să se lămurească, după aproape un secol de ceartă între oameni ce se băgau unde nu aveau pregătire, și să primească adevăratul răspuns. Învățăturile lui Neagoe Basarab sunt întâiul nostru tratat de dogmatică, de morală, de spiritualitate creștină. Voievodul format printre călugări de la Bistrița în aceeași măsură în care s-a format la curtea de la Târgoviște
este primul nostru mare teolog și primul cugetător filocalic al Bisericii Ortodoxe Române. Toată opera lui Neagoe Basarab este o filocalie și am putea spune că el încearcă prima oară să facă din domnie o filocalie. Învățăturile lui Neagoe Basarab sunt filocalia omului politic, cum este filocalia manualului, monahului și al creștinului dornic de desăvârșire. A purta duhului filocaliei peste apele întunecate și adesea însângerate ale politicii a fost genul și unicitatea lui Neagoe Basarab. Și a face din politică o slujire a dreptății și a binelui a fost poate una din misiunile încredințate neamului nostru până în zilele de acum. A fost o minune toată domnia lui Neagoe Basarab. A fost o minune scrierea unei asemenea cărți în timpul în care apărea Machiavelli. A fost o minune dăinuirea și renașterea neamului nostru după atâtea încercări, întărit de duhul încredirii în triumful dreptății.